În pericol de a-și pierde funcția de primar general al capitalei, peste 100.000 de bucureșteni au semnat pentru demiterea lui Nicu Șordan în campania organizată de Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal. Ramona Ioana Bruinsils, vicepreședinte PPUSL, în legătură directă cu noi la această oră. Mulțumesc pentru această intervenție. Ce spun bucureștenii care au semnat pentru demiterea lui Nicu Șordan? Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Bucureștenii sunt categoric extrem de nemulțumiți de ceea ce se întâmplă acum în capitală. Dacă ar fi să vă citesc câteva dintre lucrurile care mi se spun și mie pe stradă, aș putea să vă spun unul care este deosebit de elocvent, respectiv, haosul a pus stăpânire pe capitală. Asta simt bucureștenii în acest moment. După cum știți, sloganul partidului nostru este Stop abuzurilor și atunci, tocmai pentru că este nevoie să intervenim, să stopăm abuzurile care se întâmplă acum extraordinar de frecvent la nivelul primăriei capitalei și pentru a pune un stop și incompetenței la nivelul administrației generale din România, ei bine, am luat decizia de a strânge în continuare semnăturile, mai ales că se pare că din momentul în care am început să le strângem, domnul primar începe parcă să se activeze. Deci de frică parcă dă semne că ar face ceva. Problema este că nu-i reușește, pentru că, vedeți dumneavoastră, se încheie un an deja de mandat și dacă nu a rezolvat problema traficului din București, problema parcărilor, a aerului poluat, a curățeniei în general, a încălzirii, iată, vedem că nu se face nimic pentru, cu adevărat, pentru reabilitarea instalației de termoficare, în așa fel încât să avem siguranța că stăm în căldură. Ei bine, dincolo de astea, zi de zi, primim vești care de care mai înfiorătoare, să spun așa, după... și vești care ne fac să ne întrebăm dacă domnul primar chiar judecă ceea ce face. După acest prag de 100.000 de semnături, care sunt următorii pași pentru organizarea acelui referendum pentru demiterea lui Nicu Șordan? În momentul în care Partidul Umanist reușește să strângă 450.000 de semnături, și asta înseamnă că trebuie într-adevăr să dăm dovadă cu toții de solidaritate și să semnăm, atunci bineînțeles că înaintăm semnăturile către Prefectura București și ulterior, în măsura în care se consideră că aceste semnături întrunesc condițiile de legalitate, se va trece la pasul următor, respectiv organizarea referendumului. Când, bineînțeles, oamenii vor fi invitați să iasă la vot și în felul acesta putem să scăpăm. Dacă vrem să scăpăm de dânsul cât mai repede, de un primar depășit, de pălăria de a fi primar, atunci trebuie cu adevărat să ieșim și să semnăm. Asta ne este singura cale democratică pentru a scăpa de toate aceste decizii haotice. Vedeți, noastră, noi economisim acum, nu mai avem beculețe de Crăciun, o tradiție la care bucureștenii țineau atât de mult și de care eram cu toții mândri, dar pe partea cealaltă aruncăm milioane de euro pe fereastră, asfaltând un bulevard important din capitală și abandonându-l asfaltat pe jumătate. Avem licitații Sunt care se încheie foarte multe probleme în capital. Îndoielnic. Mulțumesc, doamna Bruinsils, pentru această intervenție. Urmărim ce se întâmplă cu această campanie de strângere de semnături pentru demiterea lui Nicu Șordan. Mergem mai departe.